Bună dimineața, 9 și 9 minute. Da. E un frig în studioul nostru, ceva de speriat. Mi s-a explicat că așa trebuie să fie frig ca să funcționeze echipamentele. În principiu să funcționeze echipamentele, noi deja nu prea mai funcționăm. Singurul uite, care este anormal e Zafiu, care stă în chiloți. Da. Da. La 2 grade. Dimineața am fost primul care am remarcat frigul de aici, ai zis că n-am proteine și că băi, da, băi, n-ai proteină. La tine s-a simțit mai repede. Tu să taci. Cum tu aș putea să stau în tricou în studio dacă ar fi frig? Există o afecțiune. De asta. Oameni care, știi, nu sunt... ei, dacă sunt peste 5 grade, lor le e cald. Da. Deci eu sunt echipament care funcționează. Tu ești defect. Da. Deci tu ești de asta cu butoane, tu dai în butoane acolo, da. Eu și cu Luca nu o să mai putem vorbi cu adevărul că țin, uite, prin butoanele astea iese căldurică și țin... Dacă stai liniștit locului, să știi, lipit de scaun, încep să te simți ok. Deci încep să levitezi. Mâine mi-aduc păturica aia. Pled. Pled cu de la de se pune în priză. Da. Să știi. Și mă învelesc cu el aici ca să pot să zic ceva la radio. Cum ar fi culinaria, culinaria, nu? Astăzi, ce gătim? Astăzi gătim mâncare, nu știu dacă este ucraineană, dar are nume. Este pui Kiev. De fapt, pui Kiev, cum îi spun acum, că ucrainenii nu spun Kiev, spun Kiev. Și când eram eu mic, se numea pui Kievskaya. Kievskaya. Da. Da. Deci e Kievskaya, nu știu ce. Așa e pui Kiev. În meniurile restaurante, orice dar... restaurant cu ștaif avea pui Kievskaya, da, lângă cordon bleu. Dar este un... Astăzi avem o rețetă de pui Kiev, care este cu un chichirez mic. Pentru că puiul Kiev, în general, știți ce este? Este un șnițel gros de piept de pui, în care se vâră unt aromat. Da. Cum e asta cordonul bleu cu șurpeci fără... cașcaval, ăsta e cu unt aromat. Așa. Cam... Și cum se face untul aromat? Se lasă la temperatura camerei, nu la noi în studio, că la noi nu se decongelează niciodată, dar se lasă la temperatura camerei, într-o cameră normală, vreau să spun, până se moaie și după aceea se pune înăuntru pătrunjel tocat, usturoi obligatoriu, usturoi pisat, sare, piper, poți mai pui ceva dacă îți place alt condiment, nu știu, eu mai pun chimen din când în când, niște semințe de chimen, că îmi place gustul. Și mi-e și foame de la frigul ăsta, că am consumat multă energie. Pui chimen în untul aromat în general, da, sau când faci pui Kiev? Când fac unt aromat și pui Kiev. Ok. Cum prind ceva de pus chimen, pun chimen. Îmi place mult chimenul. Și ăla după aia se rulează așa într-o folie de plastic, de pildă, sau de hârtie, sau trebuie să faci un, ca un, nu știu, un tubuleț, cât un deget, grosime, sau puțin mai gros, și îl dai puțin la rece, cât să se întărească. Și după aceea, în pieptul de pui, jumate de piept de pui, cum ar veni, da? Că pieptul vine cu două jumătăți. Da. Jumatea stângă, jumatea dreaptă. Alegi una dintre ele, fie stânga, fie dreapta, cum te simți tu. Și faci un buzunărel așa pe mijloc cu cuțitul, bagi înăuntru untul ăla aromat și după aia mai departe faci ca la șnițel. Făină, ou, pesmet, de fapt făină, ou, pesmet și după aia îl prăjești frumos în ulei. Aici e problema. Sau dacă nu vrei să-l prăjești în ulei, în principiu se face așa, se prăjește în ulei și după aia se dă la cuptor 10 minute, la cuptor 180-200 de grade, cât să se facă până în mijloc. Să se pătrundă că e gros, da. Și tragedie după aia când îl tai, iese untul ăla topit, aromat, mamă, este nebunia de pe lume. În contextul actual. Da. Mă, nu vrei în ulei, e ok, poți să-l faci și la cuptor să-l rumenești. Nu iese nu-i la fel. Fă-l în untură. Și problema e că el fiind gros... Da. Spre deosebire de șnițel, da, necesită o cantitate de ulei foarte scumpă. Când faci de azi, la cât e uleiul, trebuie cam spre jumătate de sticlă de ulei să prăjești niște pui Kiev. Se filtrează și se recuperează. Tu nu filtrezi și recuperezi uleiul? Da, nu mai filtrezi. Uite, vezi, să știu că eu mă duc aminte. Tata făcea cartofi prăjiți și ce mai făcea el în baie de ulei și uleiul ăla era bun foarte mult timp. Asta era, da, devenea dacă... foarte gustos. Să știi. Da, exact. Eu, când mâncam cartofi prăjiți, da, ani de zile în urmă, că n-am mai pățit, puneam în șaun, serios, dar nu m-am ținut departe. E și uleiul scump. Și mai zine Pinocchio. Da, da. Puneam în șaun cam 3 sferturi de litru de ulei. Da. Și după îl țineam, tati, vreo 3-4 săptămâni, asta, timp în care făceam de 10-20 de ori. Rugăminte la mare, la toți cei care ne ascultă. Nu aruncați uleiul folosit la chiuvetă sau la WC. Niciodată, niciodată. Pentru că odată că e poluant și după aceea face dopuri pe conductele de evacuare și creează inundații, probleme foarte mari. Deci este o idee foarte proastă să arunci uleiul. Sunt la toate magazinele, acum poate fi lăsat la reciclat, puneți într-o sticlă de aia de plastic și la benzină. Îi puneți într-o sticlă de plastic, undeva în cămară, în dulap, e ok, cu dop, lăsați-l acolo și după aceea, când vă duceți o dată la magazin să vă faceți cumpărăturile, luați sticla cu voi.
și o lăsați la magazin, la reciclat, este mult mai civilizat. Așa e un semn de educație și de civilizație. Acum, revenind la puiul ăsta Kiev, că asta este varianta clasică. Există un twist, care e o combinație între cordon bleu și nu cordon bleu, cum le zice, cordon bleu și puiul Kiev, o feliuță de bacon sau costița afumată, ușor rumenită. Mai înțeles? Și ce faci? Păi aia, când vârși untul aromat în pieptul de pui, vârși costița afumată acolo rumenită sau felia de bacon. Aha. Rumenită, înțelegi? Cordon bleu este cu șuncă și cașcaval, dar nu sunt rumenite, ele se topesc înăuntru, pur și simplu. Asta este piept de pui, șnițel de piept de pui, dar în interior are unt aromat și costiță afumată rumenită. Și este ceva, îți spun, când tai frumos așa feliuța și dinăuntru, adică costița aia afumată dă un gust mai savuros, mai solid, că până la urmă e piept de pui ăla, știi? Că de-aia bagi untul aromat în el, ca să-i creezi savoare, știi? Dacă pui și costița așa afumată, nu automată, de nu la te frig, pierde, nu te pierde, asta, stai lucid. Da, stai lucid. Piure. Mamă, ce foame mie. Piure, dacă vrei la asta, sau cartof copt. Dacă și nu. Cartof prăjit de la Dulceaga, așa. Sau cartof prăjit, sau pentru cei preocupați de dietă, salată. Deci îți faci un șnițel cu pesmet, da, ou, unt, nu știu ce, și mănânc o salată la el. Bine, mi se pare mie sau s-a încălzit în studio? Nu s-a încălzit nimic. A? Trebuie să facem neapărat ceva. Bine. La final, tradiționalul... Poftă bună la cafeluță! Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.